Mulțumesc foarte mult! Cred că nimeni nu știe mai bine acest roman decât traducătorul lui. Și când traducătorul lui e dublat de un mare scriitor, cred că opinia și viziunea lui sunt esențiale și sunt cele care vă vor interesa în mod deosebit în minutele care urmează. Radu Paraschivescu. Mulțumesc! Sper să rămâne, sper să nu plecați. Știți că în telenovelele mexicane care se vedeau la noi acum 25 de ani, se schimbau personajele feminine și mustăciosul care era cuceritor, nu-i cazul meu, rămânea acolo și își mai schimba un tricou, pantaloni și șosetele. Seve Voinescu și cu mine o să rămâne. Și după lansarea asta, Denisa Băonescu nu o să mai fie, o să vină altcineva și nu oricine, o să vină Andrei Șerban. Și vă rog să rămâneți, o să fie interesant. Acum, s-ar putea ca Joe Saunders să știe romanul chiar mai bine decât mine, adică sunt dispus să-i acord povestea asta. Îl știu destul de bine și știu câteva lucruri care m-au frapat pe măsură ce am început să traduc. Despre unul dintre ele va vorbi deja Sever, despre felul în care Joe Saunders a migrat de la o meserie la alta, despre felul în care și-a dus viața la cote imprevizibile până la un punct. La un moment dat a ajuns să lucreze într-o mină. Povestea asta mi l-a evocat pe Bohumil Hrabal, care la un moment dat a fost împins într-o mină, într-un context politic care diferă radical de cel în care funcționează Joe Saunders. Pe urmă, Denisa Comănescu a vorbit despre Man Booker, care nu mai este afacere englezească, deși inițial fusese. Da. Întrebarea este de ce? Poate pentru că juriile încep să se uite cu ochii mai bine calibrați asupra tipului acesta de scriitură, o scriitură polifonică, o scriitură care te scoate din tipar și din rutină. Scriitorii britanici sunt minunați, eu v-am tradus din suta 3 sferturi, sunt scriitori britanici, dar ei au o anumită formă de rigoare și un anumit tipar, în care ies ceva mai greu, în afară de Salman Rushdie, care e al lumii, nu e al Angliei. Dar în rest, un Jonathan Coe, un Julian Barnes, un David Lodge, un Malcolm Bradbury și ceilalți, chiar și Martin Amis, sunt recunoscuți. E bine, George Saunders e greu de recunoscut și greu de comparat cu sine, pentru că seria de povestiri despre care va vorbi Denisa Comănescu, 10 decembrie, nu are nicio legătură cu Lincoln între vieți. Deci par scrise de doi oameni care cu totul întâmplător îi cheamă la fel. Nu există punct comun între povestirile acelea ca niște comunități, povestirile actuale, scrise într-un ritm foarte snappy, așa foarte scurt, și această carte de o polifonie perfectă și de o aluzie dantescă foarte bogată. Sunt multe aluzii, multe trimite la bolgile dantești. Așa se face că anul trecut, mi se pare că Paul Beatty a luat Man Booker Prize pentru o carte Eu contra Statele Unite ale Americii, care într-adevăr iese din tipar și au mai fost pe listele de Man Booker Prize asemenea cărți. Lincoln între vieți e o carte pe care hâtrii o numesc roman bigudiu. Adică roman care îți pune părul pe moață, roman care te obligă să te tunzi foarte scurt sau să te razi în cap. Eu n-am făcut-o pentru că îmi place genul ăsta de carte care nu te lasă să devii letargic. Sunt cărți, sunt romane post-victoriene sau victoriene, asupra cărora picotești în timp ce citești și câteodată chiar în timp ce traduci. De aici trebuie să fii cu toate simțurile în alertă și nu te poți lăsa confiscat de ceva din jurul tău, pentru că îți poate fi fatal. M-am apropiat cu relativ sfială de cartea asta, cu bucuria de a traduce un roman polifonic, mai ales că sunt coleg de birou cu autorul unui roman polifonic apărut cu un an și jumătate în urmă, Vlad Zografi, Efecte secundare ale vieții. Acolo erau 5 voci excelent controlate, aici sunt câteva zeci de voci la fel de bine controlate. Sunt 3 personaje care sunt un fel de raconteuri. Unul cheamă Hans Bormann, are vreo 46 de ani și se căsătorește cu o fată de 18 și taman în noaptea nunții se întâmplă un pocinoc care îl trimite în cimitir. Un anume Roger Bivins, al treilea, care joacă pe lângă Hans Bormann rolul pe care îl juca Waldorf pe lângă Stadler în Muppets. Și, în fine, un al treilea, referendul Everly Thomas, care este cel care dă o armătură
energie prețioasă întâlnirilor pe care le descriu ceilalți doi pe un alt tip de discurs. Și o carte și despre discursul și despre felul în care se scrie o carte și despre plămada unui asemenea roman. Cum a spus și Sever, e o carte despre moarte, dar și despre vinovăție, dar și despre pierdere. Cărțile despre pierdere sunt destul de greu de scris. Iar asta este o carte despre pierdere care câteodată alunecă într-un comic de cea mai bună calitate. O carte paradox, pentru că în cartea asta cel mai matur ca înțelegere a lumii este cel mai fragil ca vârstă. Este Willy Lincoln, care devine nucleul de înțelepciune dintr-un cimitir, un cimitir bardo, un cimitir limb, dacă vreți, în care nu toată lumea acceptă că a murit. Unii, cei care acceptă că sunt morți, sunt în sicrie, în coșciuge, și Saunders folosește cuvântul coffin, ceilalți, care se revoltă împotriva gândului că s-a terminat cu ei, sunt în ceea ce Saunders a numit sick box. Unde a fost singura mea problemă de traducere, că a trebuit să inventez un cuvânt pentru sick box, un cuvânt care să nu fie coșciug, Popârșeu era ceva pur regional, și atunci a trebuit să inventez cuvântul bolnăvelnic, care este un fel de cutie în care stau cei morți care n-au murit. Am confruntat, am căutat în varianta franceză și în varianta italiană, ei au procedat ușor, cutie de boală. S-au rezolvat problema, eu am pedalat un pic pe jocul ăsta, pe terminația nic, care este și de adjectiv, fielnic, prisoselnic, păpușelnic, îndoielnic, și pe terminație substantivală, jovelnic, de exemplu. Și atunci, cu voia Academiei Române, am introdus acest termen, care sper că va fi bine primit, bolnăvelnic. E ora 1, nu vreau să-l fac pe Andrei Sărban să aștepte, nici pe dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult și sper să ajutați această carte să rămână în topul vânzărilor de la Finanță. Mulțumesc! Mulțumesc invitațiilor mei, mi-a șoptit Adelneaur Sever Voinescu că cineva a numărat personajele atât de bine conturate din polifonia romanului, sunt 106 și în momentul de față se face film, se face castingul, 106 personaje. Sper să vă placă acest roman, nu e un roman cum ați auzit ușor de citit, dar este un roman care vă va fascina. Vă mulțumim!